după ce Curtea Constituțională s-a opus eliminării din legea fundamentală a articolului care stabilește că dobândirea averii se prezumă licită, puterea și opoziția s-au lansat într-o adevărată competiție legislativă. Azi au fost lansate în dezbatere publică două proiecte privind confiscarea extinsă a averilor. Unul elaborat de PSD a fost depus la Parlament, al doilea aparținând Ministerului Justiției a fost postat pe internet. Discutăm în această seară despre diferențele dintre cele două propuneri legislative și despre șansele lor de adoptare cu jurnalistul Mircea Marian. Bună seara, bine ați venit! Vom intra în direct prin telefon și cu senatorul PSD Toni Greblă și cu europarlamentarul PDL Monica Macovei. Domnule Marian, de ce a devenit brusc această confiscare extinsă a averilor o miză politică atât de importantă? Cred că președintele Traian Băsescu este cel care a lansat tema în momentul în care a propus modificarea Constituției și a spus trebuie să scoatem din Constituție articolul 44, acel aliniat care spune că se prezumă că averea este dobândită licit. Și e o temă care cred că prinde la populație, pentru că de fapt mesajul este vrem să confiscăm averile celor care au furat până acum. Opoziția nu vrea să intre în jocul lui Traian Băsescu și să participe la discuțiile referitoare la modificarea Constituției, dar nici nu poate respinge o temă care are priză la populație și atunci a venit cu propriul proiect. Și a prins puțin pe picior greșit puterea care a rămas în urmă? Sau? Nu îmi dau seama. Aici pur și simplu este o bătălie de imagine. Pur și simplu problema este că nu se va întâmpla, după opinia mea, nimic serios până la alegeri în acest domeniu și doar își vor da în cap unii altora cu proiecte de legi sau cu propuneri de modificare a Constituției. Mi-este foarte greu să-mi dau seama în ce măsură propunerea pe care a făcut-o acum PSD ar putea să treacă și de Curtea Constituțională. În primul rând, cred că aici e marea problemă. Îi spun bună seara în acest moment domnului senator Toni Greblă de la PSD. Bună seara! Bună seara! Domnule senator, puteți să ne dați câteva amănunte legate de proiectul pe care l-ați depus astăzi în Parlament? La ce anume se referă el exact? El reprezintă, de fapt, transpunerea în legislația internă a unei directive a Uniunii Europene care prevede confiscarea averilor dobândite din activități ilegale și sunt enumerate acolo care sunt activitățile care pot conduce instanța de judecată la confiscarea nu numai a bunurilor și a profitului din săvârșirea infracțiunii, ci a întregii averi a autorului faptei și în unele situații expres delimitate chiar a membrilor familiei cu care se gospodărește. Între aceste infracțiuni enumerate în proiectul dumneavoastră de lege, nu se găsesc infracțiunile de corupție. De ce? De corupție ca atare nu este definită și nu e incriminată în legislația română. Ele sunt o sumă de infracțiuni în legătură cu serviciu sau cu patrimoniu, subsumate așa zisului capitol al infracțiunilor de corupție. Dar infracțiuni de corupție sunt înșelăciunea, delapidarea și așa mai departe. Nu există o infracțiune anume pedepsită de 321 penal, spre exemplu, care să se cheme corupția. Dar și aceste infracțiuni subsumate, de ce nu sunt și ele în acest proiect privind confiscarea extinsă? Pentru că am vrut să mergem deocamdată pe prevederile directivei Uniunii Europene. În funcție de cum va fi aplicată în practică, vom vedea posibilitatea extinderii și a lor. Însă, noi avem alte două mijloace, una la îndemână și altă să modificăm legislația, prin care putem lupta împotriva corupției. Nimic nu oprește astăzi un organ al statului abilități de lege să constate că o anume avere este dobândită în mod ilicit. Din păcate, instituțiile statului dau dovadă de cum să vă spun, nu sunt suficient de eficiente, ca să fiu blând, astfel încât, deși prevederile legale există, posibilitatea practică ca niște averi evident dobândite în scop ilicit să fie confiscate. Pe de altă parte, există obiceiul la noi în țară ca majoritatea bunurilor dobândite pe căi necinstite de cele mai multe ori
să fie trecute pe firmă și să nu aparțină persoanei fizice. Marii îmbogățiți ai României, dacă le urmăriți declarațiile de avere, cei care au obligația să posteze declarațiile de avere pe un site, de exemplu, veți vedea că n-au nimic, n-au nici case, n-au nici mașini. Pe firmă, însă, are 4 case de vacanță, 5 apartamente în București și 4 limuzine. Și în acest moment, dumneavoastră, susțineți că prevederile legale sunt suficiente pentru confiscarea inclusiv a acestor averi trecute pe firmă sau pe numele membrilor familiei? Un organ al statului trebuie să dovedească că, spre exemplu, casa a fost folosită exclusiv pentru familie și nu pentru firmă. Și atunci ea intră în patrimoniul persoanei fizice și persoana fizică trebuie să dovedească că ea că a avut veniturile necesare pentru a o dobândi. Mircea Marian vrea să vă adreseze o ultimă întrebare, domnule senator. Domnule Grebă, principala problemă cu care cred că se confruntă acum justiția este că este ea obligată să dovedească faptul că averea a fost dobândită licit. Prin eliminarea articolului acelui aliniat din articolul 44 din Constituție, s-ar răsturna sarcina probei. Articolul dumneavoastră permite așa ceva? Nu permite așa ceva pentru că ar fi în contradicție cu prevederile Constituției, dar eu vreau să vă spun că aici intrăm în cercul vicios absolut inutil. Până la urmă, tot organele statului trebuie să facă o minimă verificare și să constate că un cetățean are venituri de 100.000 de euro și o avere de 10 milioane de euro. Din momentul în care a sesizat instanța cu această diferență, sarcina probei se inversează. Revine rolul cetățeanului să dovedească că a avut și ceilalți 9 milioane de euro ca să-și justifice averea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator. Îmi pare rău, dar ne apropiem de final. Trebuie să luăm o legătură directă și cu doamna Monica Macovei, europarlamentar PDL. Bună seara, doamna Macovei! Bună seara! Sunteți de acord cu aceste afirmații ale domnului senator de la PSD, care spune că nu avem confiscări de averi în România mai degrabă pentru că autoritățile nu-și fac treaba și nu pentru că există deficiențe de legislație? Răspunsul scurt este nu. Aș vrea și cred că deja domnul Grebla a mutat discuția în altă parte față decât deciziile apărute, decât proiectele de lege apărute cu legătură cu confiscarea extinsă. Eu susțin necesitatea introducerii confiscării extinse din 2005-2006, deci de ani de zile. Mă bucur că în sfârșit discutăm de această decizie a Uniunii Europene pe care vrem să o aplicăm în dreptul intern. Aș vrea să spun niște lucruri foarte clare juridic, nu într-o dispută politică. Aici este vorba de o confiscare care trebuie dispusă de o instanță penală. Deci când un om este trimis, să luăm de exemplu cazurile cu Vameșii care sunt cercetați pentru fapte de corupție. Când judecătorul constată într-un proces penal că a avut probe, pe cum e înregistrări, în fine, alte probe, pe luare de mită, să spunem, timp de 2 luni de zile sau 5 zile sau cât au făcut aceste probe penale, atunci se poate uita la toată averea persoanei respective, Vameșului în speță, și să vadă că poate vedea că diferența între salariu și ceea ce are în realitate e foarte mare. Și atunci există această prezumție că e tot din corupție, tot din corupție provine. Și deci în același proces penal poate să confiște avere. Adică să nu-i confiște numai obiectul luării de mită dovedit în acel proces penal, care, să spunem, ar fi de 1000 de euro, atât ai reușit, atât s-a aprobat că ai strâns, nu știu, într-o lună de zile sau două, cât timp a fost, s-au făcut probele în acel proces, ci mult mai mult. E o chestiune juridică, sper că am fost clară. Această decizie cadru a Uniunii Europene prevede confiscarea în legătură cu o infracțiune, deci automat de către o instanță penală, într-un proces.
Deci, repet, te aprinzi pe o sumă, se uită la tot salariul tău legal, se uită la ce ai în realitate și atunci există prezumția, ipoteza foarte reală că ai comis de fapt această infracțiune și așa ți-ai comis. Acel articol din Constituție, doamna Macovei, privind prezumarea caracterului licit al dobândirii averii, împiedică în acest moment aplicarea acestei prevederi de care vorbiți dumneavoastră? Doamnă, după ce am văzut decizia Curții Constituționale, motivarea în care spune, eu nu sunt de acord cu decizia luată în legătură cu acea prezumție din Constituție, dar nu mai există niciun stat european și, slavă Domnului, toate drepturile sunt respectate, inclusiv proprietatea. Dar Curtea Constituțională spune că nimic nu împiedică legislativul României să adopte această măsură de confiscare extinsă, drept care haideți să o adoptăm. Deci, în primul rând, trebuie într-un proces penal. Aici este o mare eroare în proiectul prezentat azi de PSD, atenție, care spune la sesizarea Comisiei pentru Verificarea Averilor. Adică ei s-au mutat dintr-un acel proces penal, se termină procesul penal, l-a prins pe X că a luat mită sau a făcut trafic de influență sau trafic de persoane umane pe o anumită sumă și apoi Comisia pentru Verificarea Averilor, pe legea ANI, deci tot o altă procedură ar iniția confiscarea averii. Deci, eroare. Decizia cadru se referă la proces penal și în același proces în care se condamnă pentru una din aceste... O ultimă întrebare, doamna Macovei, pentru că ne apropiem de final. Cum se poate rezolva această eroare? Aș mai vrea... proiectul de la Ministerul Justiției este mult mai aproape de decizia cadru pe care trebuie să o aplicăm din 2007. Aș mai face o corecție. Există infracțiuni de corupție și asimilate corupție definite foarte clar, de exemplu legea 78. Deci să nu se mai spună că nu există aceste infracțiuni. Ele sunt definite foarte clar. Nu e așa ceva general și ambigu. Vă mulțumesc mult pentru această intervenție, doamna Macovei. Mircea Marian, o concluzie. Există suficientă voință politică în acest moment pentru adoptarea unuia dintre proiectele puse în discuție? Nu există voință politică, e totul un joc. Din păcate am intrat deja într-o campanie electorală foarte dură. Eu m-aș fi uitat foarte atent la ceea ce a declarat ieri Victor Ponta când a anunțat acest proiect, când i-a amenințat nu numai pe ministrul dezvoltării și pe secretarii de stat din acest minister, hai că ăsta este jocul politic, dar a spus că toți funcționarii care lucrează pentru Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii riscă să fie sancționați atunci când va ajunge PSD la putere. Mie asta mi se pare amenințare incorrectă la adresa unor funcționari publici.